ce s-a întâmplat aici. Și eu plec de la ce spunea, sau ce se întreba Larry Watts, cum naiba de poporul ăsta, după toate prin câte a trecut, mai vorbește o limbă latină, mai vorbește românește. Îl salut și pe colegul nostru, Victor Roncea. Bună seara, Victor, un pasionat. Bună seara, mulțumesc! Te rog să intervii dacă ai întrebări, dacă ai... Chiar am o întrebare pe care n-am apucat să-i o pun până acum lui Larry Watts. Mulțumesc! Dar, doamnelor și domnilor, cel care a strânit multe valuri pro, dar și câteva valuri contra, o carte, dacă vreți, o cărămidă importantă în istoria României, poate naște și controverse după această emisiune, dar cu siguranță am muncit mult la această carte și îl invit în premieră nașul pe domnul Larry Watts. Să știți că vorbește românește. Este însurat cu o româncă, nu? Da. Și am o fetiță jumă-jumă care este foarte rușinat că tatăl vorbește o limbă română așa de plecat. Dar o să învețe bine tatăl să vorbească românește. Da. Aveți o alură de, de președinte american, așa. Aveți un... Poate o să candidați. Aveți voi să candidați? Sigur, am fost în Statele Unite. Ați făcut un serviciu important României, spun mulți comentatori, bazându-vă pe foarte multe documente desecretizate. Unii însă vă acuză că ați devenit prea pro-român, așa, prea chiar naționalist român, au spus alții, ceea ce ar spune că acest lucru scade din valoarea științifică a lucrării. Sunteți de acord cu aceste păreri? E foarte interesant de cauză cu toate care am stat aici. Toți anii împreună mi se pare 24 de ani. 24 de ani stați în România. Da, primul dată am fost în România. Și 2 ani, 84 și am fost aici pentru niște timp. Cei care am singurul an din anii n-am fost aici, a fost în 29. Și n-am fost din intenție. Dar niciodată n-am făcut o translație de la american la român. Chiar cartea aceasta a fost scrisă pentru americanii să explică câteva lucruri acolo. Primul a fost stare de relație reală înăuntru Pacolosofie. A doua a fost cât de departe a fost percepție simțului de american. Și al treilea a fost exemplu că de ce acest mare spațiu între realitate și percepție americană, din cauza dezinformare. Și cu asta trebuie să explic de ce România a fost așa de importantă din partea de la Uniunea Sovietică și ce fel de amenințări și ce fel de semnificație strategică. Asta să spunem telespectatorilor, că vă mirați în această carte cât de dezinformat a fost America despre România, cu toate că aveau relații bune. Cât de interesată era Moscova să subjuge România, de jocul ciudat al lui Ceaușescu. Și chiar aici aș vrea să vă întreb, dezinformarea, ați identificat prin ce s-a făcut? Cum a fost dezinformată țara noastră, Statele Unite, în legătură cu Ceaușescu? Și cine a condus această dezinformare? Și nu doar Ceaușescu, și România. Chiar cu asta noi avem un fel de un loc de start, în punct principal. În cauza media după a fost cerut retragerea editurilor în 55, în august. Cam 3 luni după asta a primit un raport, niște informații foarte importante la ambasada americană despre faptul că România a fost desemnat de Moscova să devină un fel de showcase, o vitrină de comunism, să trage occidental. Și din cauza aceasta, ei vor fi, în primul rând, vor sub român. Acest joint venture, așa, în stil sovietic, vor fi închis și chiar trupele sovietice va fi retras.
Așa, după deja a fost abordat situația și... Deci ca să înțeleagă toată lumea, prima mare dezinformare a fost că odată cu retragerea trupelor, pe care... Deci după ce Dej a cerut retragerea trupelor sovietice de pe teritoriul României, cu toate că exista un acord semnat de mult, că ele vor fi retrase în 53, deja a cerut acest lucru, fiindcă rușii nu vreau să respecte acel acord. Înainte, sau imediat după, sovieticii lansează prima mare dezinformare. Că de fapt e planul Moscovei de a părea Ceaușescu dizident, de a atrage bani și capital și investiții, dar de fapt Ceaușescu și România e tot... dar România este de fapt tot pionul Moscovei. Și asta n-a fost adevărat. Nu, dar a fost crezut. De fapt a fost foarte plauzibil. Și unul dintre problemele în jură care noi o s-a numit a fost că noi am avut oameni aici chiar la, înainte de sfârșitul al doilea război mondial. Acest OSS, echipă Frank Meisner, Wisner, care a devenit, de fapt, șeful de operațiune pentru CIA mai târziu, el a fost aici cu scăpare de americanii de la Inghișor, care a fost ajutat de partea română foarte, foarte mult. Dar la acest timp, el a văzut cum, cât de dur a fost sistemul impus de sovietici când i-a venit. Și toți care au fost în perioada de anii 40, primii ani de 50, au văzut că aici a fost cel mai controlat din toate zona. Și din cauza aceasta, pentru ei, în orice caz, în sistemele comuniste, atunci, schimbările n-au venit prea repede. Așa, cel puțin schimbările de independență. Dar, din urmă, de asta, România a fost cel mai rău. Și din cauza aceasta, orice informație despre o deschidere acolo, când România a fost la coadă pentru asta de comunitate, în gândire noastră, n-a fost posibil și a fost plauzibil acest reportaj că, de fapt, a fost un fel de șmecherie din Moscova. Deci nu vă venea să credeți că cea mai chinuită țară din blocul soviet, din blocul CAIR, care era România, unde am acest document prin care KGB-ul în 2047 a creat directiva specială pentru sovietizarea statelor din interiorul, din Imperiul KGB, România fiind și aici, nu era plauzibil că am dus peste noapte, uite, o mână de românași, deci cu niște comuniști, să devină independenți față de Moscova. În special din cauza ei, ei au fost considerat cel mai reprimat și cel mai puțin probabil să încerc ceva ca asta. Și să merg de la coadă, la primă linie, într-o perioadă foarte scurtă, a fost neplauzibil. A fost ceva aici. Și, de fapt, primul ministru aici, care a devenit ambasador în 65, William Crawford, el a venit aici la sfârșitul 61, care, de fapt, a fost cam fantastic, din cauza el a avut întrevedere cu President Kennedy. Și acolo, Kennedy a fost în România. El a fost în timpul prezidentului în România, numai că el a fost tânăr. Tatăl lui a fost ambasador la Londra, pentru că a fost aici în 38. John Fitzgerald Kennedy, da. Înainte să ajungă președinte, a fost în România. Exact. Și el a barnavut că România a fost latin, dar el a povestit, Crawford a spus, el a povestit cu niște entuziasm despre frumusețe femeile din România.